Bună ziua! Vă rog să-i ridicați capota la mașină. Ați consumat băuturi alcoolice aseară? Da. Ce anume ați consumat? Un litru de vin. Între ce ore ați consumat? 22:30. 8:30 și 22:30 seara. După care v-ați culcat, da? După care am mers la sol. Și v-ați trezit la ce oră? La 4:30. Ați mers la servici? Unde lucrați? La Buzău? În calitate de? În calitate de lucrător comercial. Acolo mai conduceți și mașina sau numai astăzi? Nu astăzi. Cunoașteți faptul că ați avut permis de conducere, iar în luna a doua, anul ăsta, a fost suspendat. Nu. Da? Cunoșteați faptul că nu aveți voie să conduceți un auto pe drumul public având permisul de conducere anulat? Da. Și alcool? De ce ați consumat? Am consumat, sperând că, adică, ne presupunem că iese a doua zi dimineață, fiind un interval destul de mare de la ora consumului până dimineața. Da. Practic, mașina, cât ați condus cu ea? Din ce zonă până în ce zonă? Din șoseaua Brăilei, din sediul firmei, până pe strada Izvorovorilor, unde am fost oprit de către echipa de poliție. Permis? Ce categorie ați avut? Permis categoria B. Categoria B. Pentru ce v-a fost anulat? Pentru o alcoolemie peste limita legală.